urmăriți canalul meu de YouTube, vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Vedeți acolo toate filmulețele, toate clipurile cu mine. Robiță? Robi? Robi? Să trăiți cu respect scopul și durata vizitei. Am venit să te văd pe tine cum dorm ca un prunc. Fără nicio grijă. Și de gardianul Tudor, cum ai trecut? A plecat mai devreme cu Cleo. Am un sos. Auzi, mă? Tu crezi că eu am venit aici să spun ție cine, ce, cum, unde, în casa asta? Caterin, că am crezut că știi. Ai primit mesajul meu? Da. Bun, și ai rezolvat? Nu, dar în seara asta aveam de gând să o sperie. Auzi, mă, tu crezi că asta are nevoie să fie numai speriată? Tu vrei să mai adaugi niște ani la aia 20 pe care o să-i stai în închisoare? Bă, Danezule, îmi cer prea mult mâncați și curat. Nu pot! Acum te dai sensibil. Nu mă dau sensibil, dar nu pot! N-am tras în ea când eram în casa de schimb valutar. Vrei să pac pe stradă cu ea? Nu pot, nu! Robiță. Ne vedem mai târziu. Păi de ce? Îți mai aduc o mașină. Ce? Mai e cineva în casă? Și că eu apar în fitul. Și acum spui că... Stai în... Cum am spus? Te rog frumos, lasă. Să nu te mai plin că pui mâna pe ăsta niciodată, clar? Robi, îți e frică de un pistol de jucărie? Da, uite, de mic nu mi-au plăcut armele. E bine? Și cu ce te-ai jucat? Cu păpușile? Ce haioasă ești. Mie chiar îmi place pistolul ăsta. Pare adevărat. De unde știi tu cum arată un pistol adevărat? Am văzut în filme. Dar de ce ai un pistol dacă ție nu-ți plac armele? L-am primit cadou de ziua mea. A fost o glumă proastă. Nu mai contează. Auzi, vreau să te rog și eu ceva. Să nu-i spui lui Tudor de toată povestea cu pistolul, cum m-am speriat, că după aia râde de mine. Adică aș prefera să nu-i mai spui deloc. Da? Ce faci tu? Mă duc la mine în cameră? Fugi! Idiot ești! Ce vrei, mă? Păi nu te face că nu știi. Păi dacă îmi spui, știu despre păi ce. Păi la câte tâmpenii faci, nici tu nu mai ții minte. Cleo, a pus mâna pe pistol? E o întrebare? Bă, tu faci mișto de mine, îți dau una peste ochi. Bă, că mai bă, a pus mâna pe pistol. Era gol pistolul, n-avea gloanțe. N-avea gloanțe, dar trebuia să scap de el încă de la început, în pitule. Uite, am omis. Ai omis. Bă, da, cum să omiți așa? Uite, omis. Am omis. Ceva. Nu s-a întâmplat nimic. Păi, fă cruce că nu s-a întâmplat nimic. Bă, tâmpit ești. Nu mai certați. Cleo, te rog eu frumos, du-te la tine în cameră. Doar dacă vă împăcați. Ne împăcăm, du-te sus în cameră, imediat. Robi, dacă nu ești un pic mai atent și dacă nu scapi de tâmpenia aia imediat, ești liber să pleci, ai înțeles? E clar? Ce ai mai făcut, zeule? Iar ai comis-o. Du-te, dracu, fă. Ia, două grame. Bă,
Bă, tu știi că eu lui Cleo nu i-aș face niciodată nicio rău. Robi, nu e vorba numai de Cleo. Ideea e că te joci cu viața unor oameni. Ana, gardianul. Dar ce vina am eu că a dat gardianul în primire mâncați și gura ta? Nu, mă, e vina lui Măta. Bă, băiatule, ce vina am eu că l-ai purisan și i-a stat inima, hă? Bă, Robi, tu chiar nu-ți dai seama ce ai făcut? Mă rog, ce am făcut? Ce am făcut? Ce am făcut? Ce am făcut? Pe tine nu te-a văzut nimeni la volan, pe mine nu m-a văzut nici atât. Crezi tu? Ana ți-a văzut tatuajul. Unde te duci? La mătușa mea. Mă duce Mircea. Las că te duc. Bună ziua. Salut. Ești sigură? Da, ea e prietenul meu. Pa, Mircea, mulțumesc. Pa. Fără viteză, da? Da, da. Robi, de unde a apărut mașina asta? Bă, nu mai știu sigur, din stânga, din dreapta, nu mai știu. Ori de acolo, ori de acolo. Hai că ești comic, fii atent. Bă, dacă ești nervos, ești după la Mirela, descarcă-te și te întorci după aia mai stând de voi. Chiar trebuie să fac cerul ăsta încă o dată? Bă, băiatule, lasă-mă, sunt obosit, sunt zăpăcit, ce vrei? Du-te, verifică actele, fă ce vrei, tu lasă-mă, să faci. Caută. Vai de ulei spată? Da, m-am schimbat tot. Nu, nu-ți. Ce vrei? Dacă măsa ta să ia mașină de asta și nu știi să meargă cu ea? Asta e. Auzi, bă, Robin? Bă, da, la mașinile astea noi unde-i seria, mă, că nu prea mă pricep. Păi, bă, dacă nu te pricep, înseamnă că e în baia de ulei. Ea face mișto? Fii atent, când eu i-am spus lui tata că nu mai fac afaceri cu el, asta te implica și pe tine, înțeles? Știi cum e tactul, da? Tocmai că eu știu, vă, că tu nu prea știi. Și ce vrem o să-i fac? Du-te, Gogule, că am închis. Vorbim mâine. Perfect. Înseamnă că aveți timp să stăm puțin de vorbă. Auzi, mă, nene, că am terminat programul pe azi. Vino mâine. Mircea Dumitrescu de la poliție. Asta trebuie cu respect. Vă putem ajuta cu ceva? Vărul meu, dacă aveți vreo problemă cu mașina, noi vă rezolvăm nicio problemă. Nu vă luăm nici bani. Nu, mulțumesc. Merge foarte bine. Verificam atelierele auto din zonă. Mă interesează o anumită mașină. Ce model? Șeful. Ai, nu furăm și nici nu ne ocupăm de mașini furate. Și mandat aveți? Nu trebuie, sunt în vizită. Bună. Nu vă supărați, dar despre ce mașină era vorba? Mașina cu care au fugit hoții de la casa de schimb valutar. A fost un jaf acum câteva zile. Bravo, că am auzit de la vecina noastră săraca. V-au amenințat-o cu pistolul, s-au luat banii, toți banii s-au luat. O știți pe Ana? Sigur că o știm. Da. Bineînțeles. S-a mutat de curând, lângă noi, cu unchiul și mătușa ei. Da. Am auzit ce i s-a întâmplat și mi se pare incredibil. Adică noi stăteam aici și sărbătoream că eu cu Tudor împlinim 3 ani, că suntem împreună și două străzi mai încolo cineva îi dă în cap. Adică mi se pare revoltător, sincer, mi-e și frică să ies pe stradă. Vă rog să mă anunțați dacă aflați ceva. Sigur că da. Șef, am și eu o întrebare, dacă să-mi spuneți. Să trăiți. Ăla când a spart casa, a luat toți banii sau a mai lăsat ceva? Nu-mi spui? Ăștia de foame sunt așa, e dracu bun. Danezule? Îmi zici și mie, te rog frumos. Ce? De ce nu mai anunțați pe mine că ai pus pe cineva să aibă grijă de Emi? Pentru că ai făcut o treabă bună când te-am pus să te ocupi de ea. Aș nu puteai să-mi spui și mie să-l țin pe Tudor deoparte? Asta e altă treabă. Acum l-a face pușcărie din cauza ta. Și de ce l-a prins? Nu, Rod. S-a predat. Păi e dobitoc? Așa i-am spus eu, Rod. Și cât ăla sta acolo și nu sufla o vorbă despre tine, tu ai grijă de familia lui, clar? Da, cum să nu, că altă nu treabă... Nu te-am rugat. Asta o să faci. Fiecare lună cotizezi la nevastă sa ca să aibă din ce trăi, da? Și duci banii personal.
Știu. Ce-ai pățit? De ce plângi? Nu plâng. Păi ce-s cu lacrimile astea? Mi-a căzut o cheie peste mână și mi-au dat lacrimile de durere. Tu știi că nu-i rușine să plângi? De ce? Pentru că sunt fată? Uite și eu plâng. Deși cred. Vorbesc serios, uite că mi-am făcut tatuajul cu Tudor, am plâns în continuu. Hai mă, lasă-mă, tu n-ai plâns nici când ți-ai încasat-o rău de la tata, că ai plecat cu Tudor de acasă. Ți-a spus Tudor? Nu, aveam 4 ani, dar îmi amintesc perfect. Uite, am plâns când a murit Ares. Cățeaua? Cățele era, da. Era bătrân? Era bătrân. De-aia a murit? Gata, nu mă mai dorme. Da? Sigur? Sigur. O să fii mai atentă? Da. Promiți? Hai. Robi, unde ai fost, mă? Eu unde am fost, unde ai fost tu, că am stat toată ziua și am muncit pe aici. Nu, stai să înțeleg. Tu ai stat toată ziua, ai muncit singur pe aici, te-ai spetit. Și eu ce am făcut? M-am dat de ceasul moții cât am băgat ăștia la pușcărie. E, ce să vezi, nu m-a băgat nimeni la pușcărie și ce să vezi, s-a dus altul în locul meu. E, de ce nu mi-ai zis, mă, Boule? Mi-am stat cu Ana toată ziua la poliție. Ana? Ai fost cu Ana, nu? Păi da. Auzi, mă, de când a apărut murătura asta, a început să nu te mai intereseze de nimeni și de nimic. Bă, de ce mă, Robi, mă? Că nu-ți mai accepti toate rahaturile zi. De-aia? Haide-mă. Dă-i! Dă-i dacă dai, că oricum știu eu adevărul. Că de când a apărut asta, noi nu mai suntem frați. Băi, noi nu mai suntem frați că ești tu irresponsabil, bă. Și că nu poți să-ți asumi nimic, zi. Eu sau Ana, cine te-a pus să dai jaful la casa de schimb valutar? Mă, voi porumbeilor, oamenii păcii, în sfârșit. Vrei să spun ceva, mă? Asta, cu primul pe care o să-l găsească, puțin mai frumușel ca tine și cu ceva pe dreapta, să vezi cum o să te abandoneze. Eu cu Danezu suntem singura ta familie, băi, ăsta. Bravo, Pele! Ți-a ruscat-o. Nu știu ce să fac, să mă enervez sau să te felicit pentru tot circul ăsta? Eu... Tu, ia-mi încă. Nu numai că l-ai mințit pe Tudor în tot timpul ăsta, că te-ai lovit acum 3 zile. Tu, de fapt, nu mai ai nimic, nu? Robi. Robi ce, mă? Că văd că n-ai nici pe dracu, văd că e zveltă ca o căprioară. Ți s-a părut. Băi, ce mi s-a părut mie, mă? Ce mi s-a părut, mă, mie, mă, că te calc în picioare acum. Fii atent aici ce spun. O singură dată, dacă te mai prind, că te mai de cleop. O dată! Îți rup ambele picioare. Pa bune! E clar? Nu să-mi faci nimic rău. De ce crezi, mă, că nu o să-ți fac? Crezi tu cum te apere, Tudor? Nu te apere! Hai, da de dracu tu cu mine. Am închis! Îl caut pe Tudor. Bună, Ana, ce faci? Tudor nu e aici. Nu mă vrei pe mine? Deci tu pup. Stai, mă, unde pleci? Ui. Te la el în cameră, dacă vrei. Vorbim serios, fii pe aici, faci stânga, dreapta și iată. Hai, du-te, că nu te mănâncă nimeni. Bătaie. Nu l-ai găsit pe Tudor? Stai! Opa! Aha, aha! Stai! Ia, dă-i cu, dă-i cu ăsta. Ia! Mirela, te rog, îmi cer scuze, nu am... Cer scuze, dar n-ai de ce să-ți cer scuze. Ce, ai intrat peste noi în cameră cumva? Cred că nu ți-ai ales momentul potrivit. Taci, mă! Oameni, dracu sunteți, mă, țațelor! Unde v-a găsit Tudor pe amândouă? Nu l-a ascultat. Da, să nu m-a ascult pe mine, s-a ascult pe ea, că ea e... Ana, pot să te ajut cu ceva? Pe mine. Pe tine, dacă ai venit până aici, presupun că ai nevoie de ceva, nu? Sau de cineva? Da, uite că iar aveam nevoie să întreb pe Tudor dacă știe unde e Luca. Hai,
ce drăguț. Și nu mă întreba, bine, nu spuneam eu că Luca nu e aici. Nu vrei să mergem să vorbim așa ca fetele? Că de când ne-am cunoscut apare așa, cum nu trebuie. Eu sunt ca fetele. Ca fetele. Ai, foarte mulțumesc, dar nu pot, am treabă. Vreau bătaie, unde pleci? Ce faci, mă? Chiar așa nu ești bună de nimic, nici o bătaie nu poți să faci, mă. Hă? Nimeni, toată lumea fuge de tine. Doamne, ce plictisitoare ești. Și nu mai șchiopăta în fața mea, că sunt eu. Mergi normal. Of. Grăbește-te să scăpăm de ea. E, stai așa. Ce vrei? Păi de când nu mărei tu nimic când mă ocup de mașinile lui Daniel? E, uite, dacă nu sunt de acord, nu-ți convine, dacă sunt de acord, iar nu e bine. Bă, am zis eu că nu-i bine, numai că nu-ți... Lasă vorba, ocupă-te ca să scăpăm mai repede. De când nu-și aduce Danezu mașinile furate pe aici? Dar nu ai, mă, treabă, mă, piazărea, du-te de aici! Am treabă, că și eu lucrez pe aici. Da, pe bune. Și ești obosită rău, ai muncit mult, te doare piciorul. Robi. Rău? Gata. Tudor, dacă se întâmplă ceva, noi picăm prost, nu Danezu. Mirela, Danezu... spune ceva ce nu știu. Și atunci? Am motivele mele. Oare de ce-o fi Tudor așa supărat pe tine? Poate-i supărat pe viața care îmi vără atât de oligofren ca tine. Pe bune? Na! Marș. Scârț, 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 scârț. Urmăriți canalul meu de YouTube, vă mulțumesc pentru subscribe și așa mai departe. Vedeți acolo toate filmulețele, toate clipurile cu mine.